Am vorbit în prima parte a predicii despre unul dintre companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, care s-a bucurat de un statut aparte. Am spus că a fost dintre cei pe care profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam l-a considerat din familia lui, făcând parte din familia lui. L-a căutat în bătălie când toată lumea își căuta neamurile. L-a îngropat cu mâinile lui, l-a pregătit cu mâinile lui, i-a pregătit mormântul cu mâinile lui. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam s-a rugat pe el atât în viață cât și după moartea lui. În ziua de azi vedem mulți oameni care dobândesc acest respect față de cei din jurul lor datorită statutului financiar. Are bani, e respectat. Are statut important are un cuvânt de spus, face parte în autoritate, un partid, un deputat, un nu știu ce. Este respectat, dar respectul acesta este unul fals. Mâine dacă cade, nimeni nu mai bagă în seamă. Pe când respectul pe care îl câștigi prin demnitatea, cinstea, onoarea pe care ți-a dăruit-o Allah subhanahu wa ta'ala rămâne. Și nu are legătură cu modul în care trăiești, ce statut social ai, ce statut financiar ai, cum arăți și așa mai departe. Când ne uităm în viața companionului profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cei mai de seamă companioni ai profetului, poate dacă te uitai din depărtare la ei, nu dădeai doi bani pe ei. Nu aveau haine de firmă, da? Nu erau cu încălțăminte de firmă, nu aveau case, vile, apartamente, mașini și așa mai departe. Dar în schimb, vezi la ei credință, da? Cât nu avem noi toți la un loc. Râdeau de Abdullah ibn Mesud, că era pitic, zicem noi rahitic, nu? Mic, slab, uscat, râdeau de el, companionii profetului. L-au văzut într-o zi cățărat în copac și au văzut picioarele cât de subțiri erau și au râs de el. Ce le-a spus profetul Muhammad? Râdeți de un om care atârnă foarte greu în balanța lui Allah în ziua de apoi. La Allah cântărește greu. Poate în această lume 40 de kilograme, 30, 40, 50, însă la Allah cântărește tone. Bilal Habeshi, toți îl luau cioroi negru, sclav, îl făceau ou cu oțet, dar nu dădeau doi bani pe el? Profetul sallallahu alaihi wasallam l-a chemat în ziua când a cucerit Mecca pe Bilal, Abu Bekr și Omar și a spus: calcă pe umerii lor și urcă-te pe cheabe. Calcă pe umerii lor, lui Abu Bekr și Omar, și urcă-te pe cheabe. Cum și-a câștigat acest statut? Prin credința lui. Sunt mulți oameni care în ziua de azi vor să influențeze pe cei din jurul lor, vor să fie respectați de cei din jurul lor prin banii care îi oferă, prin serviciile care le fac. Nu. Credința. Relația ta cu Allah este cea care stabilește dacă oamenii te iubesc sau nu. Pentru că dacă Allah te iubește, cum spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, îi cheamă pe îngeri. Și spune: o îngeri ai mei, l-am iubit, îl iubesc pe cutare cu numele lui. Allah îi spune numele. Da? Îl iubesc pe Muhammad, îl iubesc pe Ahmed, cu numele tău. Allah spune îngerilor: eu îl iubesc pe Muhammad, iubiți-l și voi. Și iubirea lui se coboară pe pământ. Adică și oamenii îl iubesc fără să aibă de la el de profitat sau de beneficiat ceva. De aceea, relația cu Allah, puterea credinței, este cel mai important factor care trebuie să privim în viața noastră de zi cu zi. Să-l avem, să-l căutăm la prietenii noștri, să-l căutăm la, ginerul, la noră, la așa mai departe. În ziua de azi, când vine cineva să-i ceară fiica, întreabă ce salariu are, unde lucrează. Nu-l întreabă: băi, care-i comportamentul lui, ce fel de om este? Nu se interesează decât de partea asta. Are bani? Are case, vile, apartamente? Ce mașină are? Da? Ce salariu are? Acestea sunt criteriile de care ne interesăm când vine cineva să-ți ceară fata, sora și așa mai departe. Criteriile sunt toate lumești. Și această căsătorie se termină într-un an de zile prin divorț. De ce? Pentru că nu avea un punct comun care să-i unească. Banii nu sunt considerați un punct comun.
În schimb, credința este cea care unește, cea care te înalță. De aceea noi trebuie întotdeauna să căutăm credința la Allah subhanahu wa ta'ala, să întărim credința în sufletele noastre și atunci și Allah ne va iubi și oamenii din jurul nostru. Același lucru să-l cauți și la prietenii tăi. Când ai ieșit cu prieteni, tot să nu te uiți. Bă, câți bani are în buzunar, poate să-mi ia țigări, poate să-mi facă cinste cu o cafea, să-mi ia o șaorma, să-mi ia nu știu ce. Uită-te la credința lui. Uită-te la credința lui. Uită-te unde te duce. Uită-te cu cine umblă. Spune-mi cu cine umbli, ca să spun cine ești. De aceea, criteriul credinței ar trebui să fie baza, așa cum vedem și în această pildă a lui Julaibib. De ce l-au căsătorit pe Julaibib? Pentru credința lui. De ce l-au căsătorit? Pentru că profetul sallallahu alaihi wasallam a intervenit pentru el. De ce a intervenit profetul pentru el? Pentru că era un om cu credință. Vedem că toate lucrurile în jurul lui Julaibib radiallahu an s-au adunat pentru credința lui. Tot ceea ce, statutul care l-a câștigat în această lume. Când toți își căutau rudele, fiii, fiicele, prietenii, știu eu, verii și așa mai departe, pe câmpul de bătălie, profetul căuta pe Julaibib. Profetul căuta pe Julaibib, ceilalți oameni uitase, nu se gândeau la el. Fiecare se gândea la prietenii lui, la gașca lui, la oamenii lui. Profetul căuta pe Julaibib. De ce? Pentru că a fost un om cu credință. Pentru sacrificiile care le-a făcut pentru credința lui. Și vedem acest lucru clar în pilda în care el, în pilda în care când a auzit haideți la jihad, la bătălie, a lăsat totul și a plecat. Dacă nu avea credință, nu făcea. Căuta motive și se scuza la profet sallallahu alaihi wa sallam și spunea Muhammed, tu mă iubești, dar abia ce m-ai căsătorit, a? Lasă-mă și pe mine să mai trăiesc viața lumească. Putea să facă acest lucru, dar n-a făcut-o. De aici vedem cât de importantă este credința în inimile noastre. De aceea, rolul unui musulman este să caute în tot ceea ce face să-și întărească credința. Să vadă care sunt lucrurile care duc la întărirea credinței. Ia iuhellezine amenu, aminu. O, voi cei care ați crezut, care credeți încă, credeți, poruncă. O, Allah, cum să credem odată ce am crezut? Adică întărește-ți credința. Întărește-ți credința. Împrospătează-ți credința în inimă. Cum o împrospătez? Uitându-mă la filme, mergând pe stradă, ascultând muzică. Cum o împrospătez? Umblând prin casele lui Allah, ascultând Coranul, citind Coranul, înțelegând, citind viața companionilor care să ne dea un impuls să căutăm, să cercetăm, să fim și noi ca ei. Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne dăruiască credință în suflete, să ne întărească credința din suflete, să ne înnoiască permanent credința, să ne dea un anturaj bun care să ne aducă aminte de Allah și de credință, inshallah.